Dacă doriți să culegeți ciuperci, primul pas este să învățați să deosebiți cele mai periculoase ciuperci pentru a vă feri de ele. Una dintre cele mai otrăvitoare ciuperci care provoacă mortalitatea cea mai ridicată din ținuturile noastre este Amanita phalloides sau buretele biperei. Pentru a evita să o culegem, este întotdeauna de ajuns să reținem trei principale caracteristici ale acestei ciuperci: lamelele albe, inelul alb și bulbul alb proeminent. Piciorul acestei ciuperci amintește de pielea șarpelui, este ușor solzos sau irizant ca marmura. Pălăria este la început convexă, apoi se lețește și se aplatizează, de obicei de culoare măslinie, cu o cuticulă lipicioasă. Totuși, coloritul acestei ciuperci variază în foarte multe nuanțe de verde, câteodată este și cafenie, gălbuie sau uneori chiar complet albă. Totuși, o caracteristică prezentă la fiecare ciupercă este volva mare albă din care pornește piciorul. La început, ciuperca are formă de ou, iar apoi, cum crește, rămâne această volvă ca o jumătate de ou mare, de culoare albă, foarte caracteristică pentru această ciupercă. Toxina ei ucide în cele mai multe cazuri, dar totuși există și supraviețuitori care rămân marcați pe viață, deoarece toxina atacă puternic ficatul și rinichii. Simptomele unei otrăviri cu această ciupercă apar târziu, chiar și până la 40 de ore de la consumare. Nu este indicat să atingeți această ciupercă. Dacă ați pus mâna pe ea, nu mai trebuie să atingeți alte ciuperci și va trebui să vă spălați foarte bine pe mâini.